Argumentul contează. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Loc de Dialog din studioul Alexei Revenco. De la microfon vă salută Cristina Popescu, de la pupitrul regizoral Galina Madan. Astăzi, stimați ascultători, discutăm despre actualitatea social-politică din țară, despre ultimele evenimente. Aici, în studio, invitații mei sunt fostul deputat, dar și președintele interimar al Partidului Democrat, Monica Babuc. Doamna Babuc, bună seara, bine ați revenit la Radio Moldova. Bună seara, bine v-am găsit. Și fostul vicepremier pentru reintegrare, expertul în analiză politică, Vlad Culminski. Domnule Culminski, bună seara, bine ați revenit și dumneavoastră la Radio Moldova. Bună seara, bine v-am găsit! Doamna Babuc, dumneavoastră deja sunteți pentru prima dată în calitate de lider președinte interimar, invitat aici în calitate de președinte interimar al Partidului Democrat. Vreau să ne spuneți, aveți acum 2 luni de când sunteți la cârma acestui partid? Cum vă descurcați? Dumneavoastră sunteți cei care calculați termenii. Eu, sincer vorbind, nici nu m-am gândit la acest lucru. Da, nu cred că putem face niște totaluri atât de rapide. Dar nici nu cred că putem spune că nu m-aș fi descurcat, pentru că deja cred că de 2 ani sunt vicepreședinte de partid, membru a biroului executiv de mai mulți ani, așa încât conducerea Partidului Democrat nu se efectuează doar prin intermediul unei singure persoane, fie el președinte sau președintea interimar. Este o conducere care se realizează prin organele sale statutare, fie că e vorba de biroul executiv sau Consiliul Național. Ori noi am avut în ultimul timp chiar o suită întreagă de întruniri colective și sper că Partidul Democrat din Moldova își va reveni ușor, ușor, dar rapid, rapid, din această perioadă în care noi am ratat intrarea în Parlament după alegerile din 11 iulie și vom demonstra că grație unei echipe extrem de profesioniste și extrem de experimentate, Partidul Democrat din Moldova are încă și va avea încă un cuvânt greu de spus în politica din Moldova. Vom discuta un pic mai târziu despre formațiune, despre Partidul Democrat, dar vreau să-l întreb și pe domnul Culminski. Domnule Culminski, aveți și dumneavoastră 2 luni aproape de când nu mai sunteți în funcția de vicepremier pentru reintegrare. Foarte pe scurt pentru ascultătorii Radio Moldova, cu siguranță că ați comentat pentru alte surse mass media, dar pentru ascultătorii noștri, foarte pe scurt, de ce și ce faceți acum? E foarte simplu, eu deja am comentat pe subiectul ăsta de mai multe ori, a fost strict pe motive personale și acum, cumva știți cum, eu privesc lucrurile puțin altfel, pentru că când tu ești în funcție, este o viață, dar când tu încerci să vezi lucrurile din afara acestei funcții și din afara clădirii guvernului, este o altă viață, sincer vorbind, și sunt, de fapt, 2 lucruri diferite. Dar eu am revenit la specialitatea mea de expert, în politică externă și în bună guvernare și cam de asta mă ocup. Când spuneți că este o altă viață, la ce vă referiți? E mult mai liniștită, deci... Viața din exterior. Da, desigur, desigur. Și eu știu cum, știți cum... Confirm. Și când tu ești într-o funcție atât de înaltă în stat, tu... Și este o greșeală pe care mulți o comit în viața lor profesională, tu de obicei te ocupi de probleme cotidiene de zi cu zi. Deci tu te ocupi foarte mult de burocrație, de multe chestii care te consumă și cumva tabloul strategic sau sarcinile mai mari se pierd. Și după ce tu, jumătate de an, un an de zile, când tu ieși din această funcție, tu te întrebi, ok, și care a fost scopurile strategice pe care tu le-ai atins? Și răspunsul la această întrebare deseori este greu de găsit. Și apropo, problema aceasta este super actuală și pentru actuala guvernare, pentru că e foarte important ca oamenii să nu se concentreze pe această luptă birocratică, pe sarcini cotidiene, dar pe tablou mare, pe niște sarcini strategice, spre exemplu, cum să deschizi economia Republicii Moldova sau, ok, noi 2-3 ani de zile o să avem o viață destul de grea, o să trecem prin reforme, dar ce va urma? Ce fel de model economic pentru Republica Moldova este relevant, actual? Și eu cred că aici trebuie, în această dezbatere, în construirea acestui model economic, trebuie să fie implicată toată societatea. Asta e pe scurt răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Ați atins o strună pe care, cu siguranță, că o vom asculta un pic mai târziu, tot în cadrul acestei emisiuni, doar că vreau să ne spuneți, să trecem un pic la
subiecte mai de actualitate, ce a fost recent. Duminică am avut alegeri locale noi la Bălți, turul 2. Vreau să ne spuneți, doamna Babuc, domnule Culminski, vreau să discutăm toate temele pendelete și vreau să ne spuneți, scrutinul din Bălți s-a desfășurat de fapt cu cea mai mică prezență la vot din istoria țării. La acest scrutin a participat aproape 10% din toți locuitorii municipiului Bălți, iar Nicolae Grigorișin este candidatul care era de așteptat că va câștiga acest scrutin. Cum comentați, în primul rând, prezența atât de mică și rezultatul obținut, de fapt, doamna Babuc? Eu am impresia că comentariile sunt la suprafață. Eu am mai comentat public acest subiect și am spus exact ceea ce o să repet și acum. Modul în care a fost gestionată această situație cu turul 2 al alegerilor din municipale din Bălți a fost unul penibil și pe alocuri ridicol, pentru că am urmărit cu toții cum s-au operat cu mijloace în care cu 10 minute înainte de deschiderea secțiilor de vot în duminica, deci alegerilor pentru turul 2, cu un candidat care, indiferent cine nu ar fi acesta, a luat aproape din turul 1, vreau să zic că alegerile, câștigase aproape alegerile din Bălți, acest candidat a fost mai întâi exclus din alegeri și, doi, vreau să zic că a fost suspendat în general turul 2. Mie mi se pare acest lucru absolut îngrijorător pentru procesul democratic din Republica Moldova și modul în care s-a votat în turul 2 a arătat că această situație a fost taxată de cetățeni. Oamenii au fost nemulțumiți, oamenii au fost îngrijorați de modul în care se procedează cu voturile lor și aici voi face o paranteză. Nu vreau să creadă nimeni că aș face o pledoarie pentru partidul Șor sau pentru candidatul său. Sub nicio formă, mai mult decât atât, am vorbit deseori despre acest lucru. Nu înțeleg de ce pe alocuri se trenează sau chiar cu adevărat nu văd niciun fel de mișcări în raport cu aceea ca să se analizeze activitatea, în primul rând financiară, a acestui partid. Pentru că în perioada aflării la guvernare a Partidului Democrat din Moldova se vorbea și se vorbește și în continuare că iată, asta a fost clona nu știu care, făcută de nu știu cine și de Plahotniuc, verificată și nu știu ce. Ce se întâmplă din iunie 2019 până la sfârșitul anului 2021? De ce niciun fel de activitate a magazinelor Merișor, a acestui iluminat stradal și a altor proiecte care costă, doamna Popescu, care costă, nu au fost verificate până în momentul în care s-a stabilit că candidatul partidului Șor a încălcat, vezi bine, niște chestiuni, o fi și astea încălcări a codului electoral și e foarte bine că ele au fost taxate, numai că modul în care acest lucru s-a făcut în ultimul moment și raportate la acele încălcări care prezumptiv noi toți le cunoaștem că au fost făcute de partidul Șor, ele arată hilar și nu creează un sentiment de încredere. De ce? Eu cred că situația din Bălți trebuie să ne dea foarte mult de gândit. Nu numai pentru faptul că după aceea s-au retras și candidatul PAS, lucru pe care nu l-am putut înțelege, un partid care se află la guvernare, chiar dacă era clar din primul tur că nu a avut cel mai bun rezultat, să își retragă candidatul său din al doilea oraș ca mărime din Republica Moldova. Este de neînțeles o asemenea politică. Ulterior s-au retras și socialiștii, bineînțeles, pentru că au mai multă experiență și știau cum va arăta tabloul ulterior, ca să vină un al doilea candidat care luase numai mult de 1% și ceva. Iată, anume această situație a făcut ca procesul electoral din Bălți să fie taxat. Or, în continuare, eu cred că atitudinea vis-a-vis de acest partid și vis-a-vis de candidatul lui trebuiește făcută independent de faptul dacă candidează acest partid, candidează reprezentantul lui la aceste alegeri sau nu. Lucrurile astea trebuiesc separate, iar procesul electoral din Republica Moldova trebuie să se realizeze strict în limitele legislației electorale. Da, vom continua. Domnul Culminski, dumneavoastră. Nu prea am ce să adaug, că avem în orașul Bălți, în al doilea
oraș în Republica Moldova, avem un primar călecit care a fost, știți cum, ales prin metode foarte strane, aș spune eu. Exact. Eu sunt de acord că una din promisiunile cheie a noi guvernări a fost să nu admită oameni corupți la putere, în fruntea statului, în funcții cheie. Deci, da, sarcina aceasta este foarte importantă și deocamdată noi vedem că guvernarea este curată. Doar că totul depinde de... Deci, deseori, scopul nu scuze mijloace. Și aici e foarte important că ceea ce s-a întâmplat în Bălți, eu cred că ar putea crea un fel de precedent și pentru viitor. Dacă, spre exemplu, cum zicea doamna Băbuc, dacă, știu eu, și toată lumea știe ce este Partidul Șor. Partidul Șor este unul din cele mai corupte partide din această țară, că ei au devalorizat sistemul bancar, că liderul acestui partid a fost condamnat, că toată lumea cunoaște asta, da? Și iată, dacă candidatul respectiv ar fi scos din cursă în cadrul unui proces, știu eu, penal, care ar fi demonstrat că iată a fost devalorizat sistemul bancar, exact, că iată a fost comis ceva, dar știți cum, cauza care a fost aleasă, 30.000 de lei, nu a fost un argument foarte deloc, pentru că în orice altă țară, pentru așa ceva, cred că candidatul respectiv ar fi fost penalizat maxim. Dar exact, precis că e imposibil să demonstrezi că din cauza acestor încălcări de 30.000 de dolari, că asta cumva a influențat rezultatul final. Deci aici absolut. Este o problemă foarte, foarte serioasă și... Uitați-vă, deci eu nu știu, dacă noi, spre exemplu, o să găsim că în Chișinău a fost, spre exemplu, cheltuită mai multă vopsea, da, pentru a, nu știu, a vopsi peretele, înseamnă oare asta că și domnul primar va fi scos din cursa electorală? Deci știți cum? Deci noi putem să extindem acest argument până la infinit, argument. Corect. Deci, dar iarăși, dar motivul pentru mine este clar. Deci eu înțeleg care este motivul, că noi nu trebuie să admitem oameni corupți la guvernare și asta a fost promisiunea cheie și cam acolo merge. Și există și o altă problemă aici. Deci noi avem, știți cum, serviciile speciale din Republica Moldova, ei știu tot în afară de... Ceea ce ar trebui să știe. În afară de ceea ce ar trebui să știe, cum să protejeze interesele naționale a Republicii Moldova. Iată, asta ei nu știu. Dar ei știu cine cu cine, unde de ce, când? Pentru ce. Deci asta știți cum este un fel de domn 2 din Federația Rusă. Corect, din fel de bârfe și chestii. Știți cum? Și când ei vin și suflă în urechile guvernanților, lor le se pare că ei știu sau cunosc mult mai mult despre una alta, dar acest tablou este totalmente greșit, de obicei. Și e foarte și foarte, doar o singură idee, da. Și e foarte și foarte important să nu cazi în această capcană. Eu sunt sigur că ei vor veni și cu niște argumente și cu niște dovezi despre alți oameni, inclusiv probabil și despre primarul Chișinăului, da? Așa zise dovezi, dar trebuie de verificat și trebuie de ținut minte că totuși până la urmă cetățenii au dreptul să judece și să aleagă conducătorii lor. Este un principiu super important pentru orice guvern. Și președintele Parlamentului Igor Clos a confirmat că de fapt alegerile de la Bălți sunt un eșec pentru sistemul nostru în care trăim, așa cum ați sugerat și dumneavoastră, doamna Babuc. Dar iată, am văzut săptămâna trecută, am asistat de fapt la ceea ce am văzut noi în Parlament, ridicarea imunității lui Lanșor, deci 9 cereri ale Procuraturii Generale referitor la ridicarea imunității lui Lanșor. Întrebarea mea este, de ce acum se cere ridicarea imunității lui Lanșor? În opinia dumneavoastră, cum credeți? Și de ce nu s-a făcut până acum acest lucru? Iarăși, eu zic probabil că modul în care a reacționat societatea, chiar și aceea care este extrem de critică vis-a-vis de Partidul Șor, de liderul acestuia, de reprezentanții acestuia în Parlament, eu, apropo, sunt în foarte mare parte de acord cu ceea ce spune domnul Kulminski, dar eu nu aș prea fi de acord că, am putea înțelege motivul guvernării în legătură cu doamna Tauber și așa mai departe. Cu toate acestea, nici guvernarea și nici așa nu
a avut o asemenea atitudine vis-a-vis de trecerea sau accederea partidului Șor în Parlament, lucru care a fost posibil exact în contextul acestor argumente despre care eu vă vorbesc. Eu de mult mă întreb de ce nu există un audit al acestor magazine Merișor. A, pentru că noi știm facem publicitate, doamna Babuc. Sigur, îmi cer scuze, dar ar fi trebuit să nu le numesc, dar toată lumea cunoaște. De ce? Pentru că deja cetățenii ar putea să fie foarte nemulțumiți că iată aceste lucruri se întâmplă. Dar atunci când noi vorbim cu dumneavoastră despre faptul că astăzi se insistă aceste mișcări da, la ridicarea imunității lui Ilan Șor, eu pot presupune doar că acest lucru este extrem de legat de turul 2 alegerilor din Bălți și că trebuie demonstrat că nu doar eliminarea candidatului partidului Șor, deci face parte din strategia guvernării anticorupție, dar și a întregului acestui partid. Probabil că lucrurile ar fi trebuit să se întâmple invers și da, cu siguranță, acest lucru probabil trebuia să se întâmple mult mai înainte. Dar de acest lucru ar trebui să întrebați guvernarea și ei probabil că au argumentele lor ca să vă spună de ce tocmai acum. Da, domnul Kulminski, dar ce înseamnă, iată, ridicarea imunității, de fapt? Deci, cetățenii, atunci când au auzit în Parlament despre ridicarea imunității și ceea ce au dat presa, de fapt, titlurile și comentariile care au fost, și-au creat imaginea că, iată, dacă i s-au ridicat imunitatea lui Ilan Șor, de grabă va fi și condamnat. Cât de lungă sau cât de scurtă este calea de la ridicarea imunității până la condamnare? În unele cazuri, calea aceasta este una foarte și foarte scurtă. Dacă faceți o analiză în cazul lui Ilan Șor. Da, dar haideți să ne reamintim de cazul lui Vlad Filat, spre exemplu, da? Când i-a fost scoasă imunitate de dimineață și după masă deja a fost și reținut și condamnat și deja stătea la pușcărie. Deci în unele cazuri chestia aceasta se produce foarte și foarte repede, dar în cazul lui Ilan Șor, problema este că el pur și simplu nu este în Republica Moldova și extradarea va fi un proces, dacă va ajunge acolo, extradarea dumnealui va fi un proces foarte și foarte dificil și foarte greu, fără doar și poate. Deci, dar ridicarea imunității este un prim pas necesar ca persoana să fie cercetată penal, să fie condamnată, etc., etc. Deci că toată procedura legală să aibă loc, dar eu vreau să repet încă o dată că noi nu trebuie să cumva să așteptăm la niște rezultate de pe termen scurt. Mai avem, spunea și doamna Babuc, mai sunt oameni care, și dumneavoastră ați spus acum recent, că mai sunt oameni cărora și deputați, foști deputați, cărora li s-au ridicat imunitatea, iar acum sunt peste hotare, se simt foarte bine și fără această imunitate parlamentară, și pentru că deja nu mai sunt deputați, dar dacă să ne referim la cei care deci deja sunt, dacă nu greșesc, două guvernări care promit că vor insista pentru ca să fie reținute persoanele aduse acasă și date pe mâna justiției, cum ar fi Vlad Plahotniuc, mai nou deja este Andronache, Platon, Kafkaliuc și așa mai departe. Doamna Babuc, sperați că va fi vreun rezultat în aceste cazuri? Ce să vă spun, stimată doamnă, eu cred că guvernările atunci când luptă cu corupția și au de-a facere cu oameni care au fugit de jurisprudența din țară, fiind dați în căutare și așa mai departe, sunt obligate, reșind din toată regula care ține de viața politică și de comunicare, să anunțe că, uite, fac tot posibilul pentru a aduce aceste persoane în țară și a le deferi justiției. Eu însă și sper, bineînțeles, că toți cei care se fac vinoveți în fața legii să se întâmple anume acest lucru. Dar eu nu știu dacă chiar și reprezentanții acestei guvernări, nu contează care, nu vorbesc doar de guvern, dumneavoastră ați spus tocmai că deja două la rând, cred întotdeauna în succesul acestor întreprinderi. Pentru că exact cum spunea domnul Kulminski, spuneți-mi, vă rog, un lider de partid condamnat de mult deja, de ani de zile, cum este liderul partidului Șor, și care se află nu numai că bine mersi în Israel, își conduce partidul din afară, face conferințe de presă, povestește bancuri la aceste conferințe de presă, mai mult decât atât,
adună voturi, așa încât după alegeri, uitați-vă că, deci, sondajele arată că partidul său crește. Toate aceste lucruri mă fac pe mine să cred că pur și simplu să declari sau să spui că tu lupți și încerci ca cei vinoveți să fie diferiți justiției, este cam puțin. Trebuie să creezi o atmosferă de conlucrare cu societatea, cu organele de forță și așa mai departe. Dumneavoastră, vă rog să-mi spuneți, credeți că situația legată cu Procuratura Generală cumva contribuie la aceea ca mari fugari din țară, v-ați referit acum pe nume la ei, pot cumva să fie reîntorși sau cineva din Procuratura Generală mai are timp să comunice la acest capitol cu organizațiile internaționale responsabile de aceste chestii? Mie nu-mi vine să cred acest lucru. De ce nu? Iată, Cavcaliuc a fost confirmat că a fost dat în căutare internațională. Ok, eu vă vorbesc despre rezultatul final. Una este să declari și alta este să vedem acest rezultat. Colegul meu de studiu are perfectă dreptate. Ridicarea imunității lui Ilan Șoșu, după ce el, eu nu știu, sunt 7 ani sau mai mulți de când el este condamnat și nici de cum nu se poate ajunge la următoarea fază a procesului, când procesul lui de la Cahul la Chișinău a fost atât de complicat, de transferat sau și așa mai departe, pe mine mă face să fiu extrem de neîncrezătoare că chiar și această procedură va contribui cumva la aceea ca condamnarea lui Ilan Șor să fie una definitivă și mai ales, nu doar vina lui demonstrată, dar și partea a banilor de care se face responsabil că au fost sustrași să fie întorși în bugetul țării. Domnule Cluminski, mai credeți că e posibil? Sau se dorește, nu se dorește, ce se întâmplă? Desigur cum că se înțeleagă cetățenii? 100% că este posibil și 100% că se dorește. Și lupta cu corupție este unul din scopurile principale declarate de către guvernul Natalia Gavriliță și de către doamna Maia Sandu. Și eu cred că și chestia aceasta este și una firească. Deci, așa cum eu am văzut campania electorală, acolo au fost două scopuri majore. Primul a fost inclusivitate, pare mi se că așa se numește cuvântul. Inclusiunea, da. Deci a fost un proiect de țară pentru toți oamenii a Republicii Moldova, da? Depășirea divizărilor care există în țara aceasta. Deci unirea oamenilor în jurul anumitor reforme și anumitor idei comune pentru toată societatea. Și pentru mine, după părerea mea, a fost un scop foarte bine definit și nobil, dacă doriți. Și doi, lupta cu corupția. Doar că aici, când noi vorbim despre lupta cu corupția, noi trebuie să ținem minte că lupta cu corupția nu poate fi un scop final. Deci, lupta cu corupția se produce sau se face pentru a atinge alte obiective. Deci, da, societatea devine mai curată, guvernul devine mai curat. Deci, noi nu vom reuși să creăm o biserică ortodoxă aici, în Republica Moldova, în loc de guvernare. Sau rezultate pe moment. Deci, da, deci noi avem nevoie de un guvern mai curat. Pentru ce? Ca să crească veniturile la buget. Da? Pentru că s-a vorbit foarte mult în cadrul campaniei electorale că corupția înseamnă că din Republica Moldova, practic anual, mai mult de $1 miliard e furat din Republica Moldova, da? Din toate instituțiile, prin toate scheme de contrabandă, prin absolut toate ilegalitățile. Iată ceea ce este important, ca această luptă cu corupția să aibă niște rezultate foarte concrete și vizibile. Spre exemplu, va crește bugetul Republicii Moldova de 2 ori, da? Ca rezultat. Eu cred că acest lucru este posibil. Deci, iarăși, aici noi nu trebuie doar, știți cum, să folosim lupta cu corupția ca o bâtă împotriva oamenilor, dar asta trebuie să fie folosit pentru a atinge niște rezultate foarte concrete pentru oameni și pentru Republica Moldova, rezultate strategice. Iată, acest lucru s-a întâmplat, spre exemplu, în Georgia, da, pe timpul lui Saakashvili. După ce el a venit la guvernare, primul an, 2 ani de zile, lucrurile mergeau foarte și foarte greu când domnul Saakashvili a implementat toate reformele. Dar după asta, și el mi-a spus chestia asta personal, eu a zis că după 2 ani de zile, noi nu știam ce să facem cu toți banii care se adunau la buget. Ei pur și simplu cheltuiau bani, cum se spune, napravo și nalevo.
neprogramați? Fără da, deci eu construit și dumneavoastră, dacă o să vă duceți la Tbilisi, dumneavoastră o să vedeți și foarte vizibil rezultatul acestor reforme. Iată pentru ce noi luptăm cu corupția. Și astăzi unde a ajuns Saakashvili? Asta e o altă problemă. Asta e o altă problemă pentru că, de fapt, rezultatele reformelor sunt acum folosiți și de către guvernarea, și de către guvernarea actuală, da? Faptul că poliția nu mai este coruptă, faptul că judecătoriile sunt cât de cât ok, faptul că nu se fură de la bugetul public, faptul că, spre exemplu, înainte de Saakashvili, electricitatea se cumpăra pe câteva ore per zi, da? Prin niște scheme corupte. Deci acolo era haos total, dar acum lucrurile merg altfel și deci ceea ce s-a întâmplat cu Saakashvili este o altă poveste, dar rezultatul acestor reforme este vizibil. Și iată și în cazul dat, e foarte important să vedem tabloul strategic și vedem care este scopul acestor eforturi, da? Și să mergem după bani, desigur, pentru că a fost furat foarte și foarte mult din Republica Moldova și cu banii ăștia, bugetul Republicii Moldova ar putea fi dublat. Și tot aici, în cadrul unei ediții speciale, președintele Parlamentului Igor Grosu spunea că, de fapt, pe acești oameni nu-i poți aduce acasă odată ce nu ai un procuror și o procuratură reformată. Vom vedea ce va fi, ce a fost, am văzut, ce va fi, vom vedea. Dar, doamna Babuc, dacă foarte pe scurt vreau să discutăm aici și trecem la alte subiecte, dacă există membri din Partidul Democrat care mai au legături cu fostul lider Vlad Plahotniuc? Eu nu pot să vorbesc pentru toți membrii Partidului Democrat. Din câte cunosc în ultimele cifre, noi avem peste 20.000 de membri ai Partidului Democrat. Vă dați seama că acest lucru este imposibil de verificat, așa încât... Dar colegii de aici, din Chișinău? Încă o dată, repet, eu nu comunic și nu am întrebat. Da, ați fi de acord? Ați accepta o astfel de... Uitați-vă, raporturile personale, noi vorbeam înainte de emisiune cu dumneavoastră și cu domnul Kulminski aici, nu ar trebui să intereseze pe nimeni. Este vorba despre altceva, este vorba despre aceea că oamenii care încearcă să decidă astăzi soarta Partidului Democrat și rolul său în politica din Republica Moldova, înțeleg cât de mare a fost impactul imaginii fostului lider al Partidului Democrat, mai ales după ce au fost deci, deschise ultimele părți ale raportului Kroll și așa mai departe, dar iarăși noi deocamdată nu avem nicio decizie judecătorească în acest sens, astfel încât cred că întrebarea dumneavoastră este mai puțin relevantă. Nimeni nu poate ține pe nimeni de mână ca să comunice cu cineva sau să aibă o atitudine. Cert este că noi nu mai vrem ca toată lumea din Partidul Democrat din Moldova și ca Partidul Democrat din Moldova, unul dintre organismele cele mai vechi politice de la noi, să fie neapărat deci aranjat într-un rând cu imaginea oricui care a denigrat imaginea Partidului Democrat din Moldova. Noi avem o sumedenie de oameni extrem de profesioniști, dedicați și la nivel central și la nivel local, care au făcut lucruri concrete și palpabile pentru această țară. Partidul Democrat din Moldova trebuie să fie privit prin prisma realizărilor lor, nu prin prisma imaginii unui fost lider sau a altor persoane care au făcut parte din partid și care astăzi se află în vizorul deci, justiției moldovenești. Fiindcă, dacă ați privi foarte atent toate partidele din Republica Moldova, toate instituțiile și de stat și cele private și într-o familie o să găsiți neapărat și persoane care fac față acestei familii și de care toată lumea, tot neamul se mândrește, dar și cei care sunt tocmai potriviți în contextul proverbului nu-i pădure fără uscături. Deci, cam ăsta ar fi răspunsul meu. Am înțeles. Întrebări relevante sunt într-adevăr de la ascultători și respectăm ascultătorul de fiecare dată atunci Sigur. Când ne adresează întrebări, iar noi răspundem pe măsura celor care, deci a răspunsului pe care îl cunoaștem noi. Doamna Babuc, domnule Kulminski, ieri ați văzut și dumneavoastră Procuratura Generală ne-a anunțat că a transmis o citație către președintele de onoare al Partidului Socialiștilor Igor Dodon. Pentru acesta a fost citat pe 27 decembrie ca să fie audiat în dosarul Energocom.
Dumnealui nu este în țară, cel puțin a venit cu o reacție pe pagina de Facebook și a menționat că această acțiune este de o fumigenă lansată în mass media, fiindcă azi guvernarea nu știe ce să mai inventeze pentru a distrage atenția cetățenilor. Ce înțelegeți prin această acțiune, domnule Culminski? E bună întrebare. Deci, deocamdată, ceea ce noi am văzut, spre exemplu, în cazul fostului procuror general Alexandru Stoianoglu, nu era foarte convingător. Deci, ceea ce eu am văzut, cel puțin în spațiul public, toate acuzațiile care au fost înaintate împotriva dumnealui, pe mine nu m-au convins deloc. Deci eu m-aș fi așteptat la ceva mai convingător, mai serios, la niște dovezi foarte serioase ca să fie interprinse asemenea acțiuni foarte și foarte dure. Deci eu înțeleg că Procuratura Generală trebuie să lucreze mult mai intens, mult mai bine, pentru că foarte mult depinde de Procuratura Generală, dar e foarte și foarte important totuși. Să nu folosim justiția și să nu folosim Procuratura Generală ca o bâtă împotriva, nu știu, oponenților sau împotriva oricui. Cu toate că, iarăși, aici e foarte important să ținem minte că scopul nu întotdeauna scuze mijloacele. Important să ținem minte de chestia aceasta. Domnul Dodon, fără doar și poate, și eu cunosc chestia aceasta, eu știu asta, că el are acolo zeci și zeci de posibile cazuri penale, dar important, e foarte important că să fie, știi, că să fie totul făcut corect și că noi să înțelegem că de fapt noi avem de a face cu o justiție echidistantă, care e, știți cum, aplicată echidistant în toate părțile și nu e folosită împotriva cuiva. Acest când ați menționat de dosarele penale, neapărat trebuie să anunț, stimați ascultători, și celor care ne ascultă, dar chiar dacă și fostul președinte Igor Dodon ne ascultă, poate veni cu o reacție în direct la 0227217758 sau 0224068053. Neapărat, domnule Dodon, dacă ne auziți, liniile telefonice sunt deschise, veniți cu o reacție aici în direct la Radio Moldova. Dar, așa cum am menționat, am dat și reacția dumnealui și de ce nu? Doamna Babuc, cum credeți? Cum comentați această acțiune? Eu mai întâi îi voi da dreptate colegului, dar și voi aminti aici despre acest aviz, din punctul meu de vedere, ucigător. Cei care pot citi și direct, dar și printre rânduri, a Comisiei de la Veneția, care a fost dat modificărilor la legea procuraturii și, apropo, modificărilor care au fost făcute în Consiliul Superior al Procurorilor și în procedura de evaluare a Procurorului General. Vă aduceți aminte că la prima vizită a membrilor Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio a spus că nu trebuie să încurcăm graba cu urgența. Și el, de fapt, n-a spus altceva, că graba strică treaba. Iar ulterior, textul avizului, care, din păcate, acum este tratat, am ascultat foarte atent modul în care și ministrul justiției și președintele Comisiei de Specialitate din Parlament au comentat acest aviz și ei au comentat foarte senin din punctul de vedere al faptului că avizul totuși are un caracter de recomandare și se va ține cont în măsura în care și așa mai departe. De ce eu sunt absolut sigură că din momentul în care noi nu vom putea demonstra că modul în care a fost reținut Procurorul General al Republicii Moldova, actualmente suspendat și aflat, din câte mi-aduc aminte, în controlul judiciar, din moment ce noi nu vom demonstra cum am făcut noi modificările la procedura lui de evaluare și la modul în care au fost suspendați, vă aduceți aminte, am citit foarte atent și de mai multe ori avizul Comisiei de la Veneția, pentru că el se referea și la suspendarea ilegală, în fond, a procurorilor general adjuncți și a celor care trebuiau să-i urmeze, vreau să zic, funcția domnului Stoianoglu și așa mai departe. Eu am mari dubii, nu numai în raport cu cazul domnului Igor Dodon, și aici trebuie să vă spun încă o dată, ca și în cazul domnului liderului partidului Șor și așa mai departe. Nici pe departe, asta nu trebuie să fie echivalat cu simpatiile sau antipatiile mele și așa mai departe. Nu prea am motive să am simpatii pentru domnul Dodon, sincer. La modul în care a condus el această țară, la modul în care s-a manifestat ca lider de țară și așa mai departe. Dar
ori noi respectăm prezumția nevinovăției și dreptul la apărare a oricărui om, fie că el este Dodon, Platon, chiar și Plahotniuc și Șor, pentru că cazul lui Tauber și modul în care ea a fost suspendată din alegeri ne arată că oamenii taxează acest mod și nu iese la vot. Pe de altă parte, cresc ratingul acestui partid și noi obținem exact inversul ce ne dorim. Iată, eu voi sublinia și eu, ca și domnul Kulminski, că în cazul în care vor fi aduse toate dovezile în raport cu oricare care trebuie, căruia îi se deschide un dosar penal, atunci noi vom fi convinși că activitatea procuraturii este una de-a dreptul dedicată construcției unei justiții corecte în Republica Moldova și a unui stat de drept corect. Domnule Kulminski, să ne așteptăm la rețineri de genul sau pentru că cel puțin dacă are vreo legătură în opinia dumneavoastră faptul că Igor Dodon a renunțat la funcția de la mandatul de deputat din Parlament, dacă are vreo legătură, dacă a simțit cumva că se vor mișca lucrurile și va începe o astfel de mișcare? Nu cred, eu nu cred că una e legată de alta. Da? Nu, ar fi fost mai logic dacă ar fi fost, ar fi existat aici un fel de implicare politică, atunci ar fi fost mai logic că cazul penal ar fi fost pornit dacă el ar fi rămas în funcție. Deci nu, eu nu văd. Iarăși aici e foarte important să avem un proces echidistant, fără exces de zil. Dacă e clar că țara aceasta, timp de 30 de ani de zile, a devenit un stat mafiot. Fără doar și poate, dar cum noi putem să transformăm Republica Moldova într-un stat normal care funcționează pe baza legii, este o întrebare foarte și foarte serioasă. Nu poți să faci chestia aceasta în 2-3 zile și iarăși e foarte important să pornim procesul respectiv în așa fel ca oamenii să aibă încredere în instituții de stat. Da? Deci pentru că o chestie foarte și foarte importantă e încredere pe care noi nu avem acum în instituțiile de stat și această încredere trebuie să fie câștigată printr-o abordare echidistantă, corectă și cam la asta se așteaptă toată lumea. Și în general, dacă îmi permiteți să fac o mică remarcă, obținerea acestor scopuri care sunt declarate de către guvernare, lupta cu corupția și așa mai departe, ea, prin definiție, nu poate fi obținută prin mijloace ilegale. Și ea nu poate fi, sau aceste obiective nu pot fi obținute prin repetarea unor procedee pentru care anterioarele guvernări erau blamate dur de actualii guvernanți și așa mai departe. Vă aduceți aminte că guvernul Filip Nocturn, vă aduceți aminte la ce oră a fost aprobat bugetul de stat recent? Trecut de miezul nopții, așa? Că nu știu ce acolo nu s-a demonstrat și așa mai departe și în structurile de stat ale guvernelor de altă dată funcționau doar oameni tâlhari și corupție. Apropo, eu nu știu dacă așa numita curățare despre care se vorbește și azi am aflat, de exemplu, că o jurnalistă a fost eliberată din funcția de șefă la comunicare la Ministerul Educației și este grav ce spun actualii guvernanți că noi curățim aparatul de stat, sute și sute de funcționari au fost eliberați. Dați-mi voie să vă spun ca și ministru care a funcționat, care a muncit 6 ani în guvern, că este extrem de dificil să găsești în Republica Moldova oameni competenți, oameni dedicați activității administrative în stat, cu asemenea salarii și mai ales într-o asemenea atmosferă în care fiecare se teme să nu... Toată lumea trebuie să știe că există o lege care nu trebuie să depășită, dar toată lumea are dreptul să se expună în limita, deci, prevederilor legale a funcției. Doamna Babuc, dar cum a fost pe timpul Partidului Democrat? Vă întreb pentru că când a fost eliberarea, când a plecat Vlad Plahotniuc din țară, atunci au ieșit majoritatea celor care lucrau la instituțiile de stat și spuneau că am simțit o presiune enormă pe timpul guvernării. Dar nu vi se pare că același lucru îl spun și acum reprezentanții instituțiilor de stat? Citiți, deschideți preța. De azi, nu vorbesc de alta, de azi știu 2 persoane care lucrează în serviciile de comunicare, care au spus că presiunea este de o asemenea manieră, așa încât, uitați-vă, eu vreau să vă spun că aceasta este o problemă de sistem în Republica Moldova, de societate, de mental social care
domină societatea noastră după declararea independenței încoace. Și mă tem că nu numai figuri separate, dumneavoastră l-ați numit pe Plahotniuc sau Filat sau altceva, dar mă tem că și acum acest mental, el funcționează poate câteodată și inconștient asupra tuturor guvernanților care vin. Noi venim, haideți să curățăm ministerele. Doamna mea, în Ministerul Culturii au fost aduși de pe băncile facultății 14 tineri foarte buni, străluciți, care au acceptat să lucreze în minister din respect pentru, hai să zicem așa, pentru domnul profesor Șarov, pentru mine, erau oameni de la istorie și au făcut o treabă foarte bună. Dar 2, 3, 4 ani, după care plecau în proiecte internaționale. Ce o să facă acum guvernarea curățând? O să reușească să facă același lucru? Mă tem că nu. Domnule Culminski, dumneavoastră veniți din sistem. Ați gustat un picșor, iată, bine, nu știu, să zic, sucul moare acestui sistem. Deja dumneavoastră îmi spuneți cum a fost și dacă într-adevăr este așa sau sunt, cum se face această curățire? Cum ați văzut dumneavoastră din interior? Domnul Popescu, știți cum în cazul meu eu am fost foarte norocos pentru că eu am venit într-o funcție unde care era susținută de către o echipă foarte și foarte profesionistă și mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu echipa mea și eu de fapt am creat acolo spațiu pentru mai multă libertate pentru această echipă, deci eu știți cum, da, este vorba despre un domeniu foarte și foarte specific și îngust și acolo e vorba despre niște cunoștințe foarte foarte serioase, tehnice, deci acolo eu, știți cum, n-am avut nicio problemă în acest sens, doar că eu aveam nevoie de mai mulți oameni, de oameni profesioniști, de oameni asta. Profesioniști, de oameni care știu, care cunosc, dar eu aș vrea să-mi exprim recunoștința mea foarte profundă echipei cu care eu am lucrat de la reintegrare, care sunt oameni foarte buni și foarte și foarte bine pregătiți. Salariile? Hai să nu începem, vă rog, subiectul respectiv. Desigur că salariile sunt foarte mici, dar știți cum, pentru nivelul de efort și pentru cunoștințe, aici e vorba și, știți cum, eu studiam subiectul respectiv, fără doar și poate, salariile trebuie să fie ridicate pentru funcționarii publici, pentru că funcționarii publici au foarte și foarte multă responsabilitate, foarte multă durere de cap. Practic, eu nu știu, dacă noi vorbim despre birouri de reintegrare, acolo e vorba despre reglementarea conflictelor 24 de ore, 7 zile per săptămână, da? Și la nivelul de salarizare, desigur că el nu face față. Nu este pe măsura așteptărilor. Dacă e să ne uităm la opoziție, doamna Babu, cum o vedeți dumneavoastră? Cei care am mai discutat, analiștii politici, spun că de fapt este o opoziție pasivă. Da, o opoziție parlamentară pasivă. Sau cei mai activi sunt de fapt cei care sunt extraparlamentare, partidele extraparlamentare, mai active decât partidele parlamentare din opoziție. Da, și eu cred că aceasta este o mare problemă a guvernării de asemenea, pentru că atunci când ai la cine te raporta, de obicei actul guvernării are de câștigat din treaba asta. Dom'le, uite, cineva expertizează activitățile noastre și așa mai departe, cei care se află în guvernare întotdeauna pleacă ureche la opoziții, fiindcă acest lucru este firesc. Trebuie să înțelegi că ai niște critici, avizați și așa mai departe. Acum, opoziția este în mare parte dispersată sau ea practic este inexistentă. Cea care este în Parlament cu toți oamenii care există un anumit potențial în Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și inclusiv și oameni pregătiți, oricum arată foarte palid și nu prea are credibilitate. Opoziția care este în afara Parlamentului este, așa cum am spus, dispersată, vlăguită și apare așa, deci sporadic în anumite luări de atitudine sau în luări de atitudine un pic mai dese, dar iarăși care nu dau prea multă relevanță. Și de aceea eu cred că chiar și acest proces de construcție a unei opoziții voi sublinia, constructive. Niciodată n-am văzut o activitate politică neapărat bazată pe dușmănie și pe, nu știu, excludere sau omitere sau iradiere a unor partide care sunt oponente. Nu, tocmai din punctul de vedere a unei polemici politice civilizate și a creării unei relații de oponenți în politică care pot demonstra prin argumente și pot capta atenția și votul cetățeanului. Așa mi-aș dori eu
să arate opoziția de la noi. Și eu cred că în acest context, deși cam încet, a trecut totuși de la 11 iulie ceva timp, după anul nou, în mod normal, tot ce se întâmplă și în viața economică și această creștere a prețurilor și a modul în care facturile au crescut ca și sume, cred că vor cataliza cumva crearea unei opoziții care va fi mult mai vocală și mult mai eficientă. Doamne Colminski, ați fost de acord când doamna Babuc a zis că avem o poziție dispersată? Mai mult decât atât, eu cred că noi acum, spre sfârșitul emisiunii, am atins un subiect extrem de important care, de fapt, va defini mersul lucrurilor politice în Republica Moldova în următoarele 3-4 ani de zile. Deci, nu este un secret că PAS a reușit să câștige această majoritate cooptând și centru politic, dar și centru stângă politic. Și acum eșichierul politic din Republica Moldova este dezbinat, dacă doriți. Centru stângă, acolo există foarte și foarte multă cerere politică, dacă doriți, dar ofertă politică nu prea este. Deci, noi trecem prin procese destul de interesante. Deci, urmează să vedem cam ce fel de ofertă politică va veni, pentru că acolo unde există cerere, va fi și ofertă, fără dubii. Și e foarte important și foarte interesant ce se va întâmpla mai departe. Dacă dumneavoastră mă întrebați pe mine, eu sunt de acord că Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor care sunt la Parlament nu fac față și eu cred că ei, nu ei vor fi cei care vor veni cu această ofertă politică. Cu toate că și domnul Igor Nicolaevici Dodon încă încearcă cumva să se mențină în politică, cu toate că după părerea mea el ar fi trebuit să plece și să elibereze locul. Altora, pentru că el deja nu a făcut față acestor presiuni, ci tragem acestor procese. Haideți să vedem ce se va întâmpla mai departe, dar cum se spune, sveata mesta pustă ne băvaie. Da, și au mai rămas încă 4 minute până la sfârșitul acestei ediții. Doamna Babuc, peste 2 zile președintele Maia Sandu face un an de la mandat. Cum ați apreciat activitatea doamnei? Cum o apreciați, de fapt? Și pentru că v-am văzut chiar azi, realizam un filmuleț, de fapt, un subiect despre activitatea Maia Sandu la Investire. Am văzut cu câte emoții și o admirație atunci, aplaudați pentru președintele Maia Sandu astăzi. Sigur că vreau să spun că ar fi incontestabil dacă nu am spune că doamna Maia Sandu este, cred că, cel mai prodigios președinte al Republicii Moldova dacă vorbim de politica externă a țării noastre, dacă vorbim de promovarea imaginii și intereselor Republicii Moldova în străinătate, și acest lucru este lucrul pe care vreau să o felicit pe doamna Sandu. Dar eu consider că modul în care se manifestă guvernarea partidului pe care ea l-a condus și care, din păcate, separă oamenii în oameni buni și mai puțin buni, modul în care doamna președintă își construiește comunicarea cu cetățenii din țară, și eu cred că asta este o comunicare deficitară și foarte puțină, modul în care dânsa a prezentat filmulețul de un an de zile și în care a vorbit strictamente de lupta cu corupția, care a devenit cumva o rugăciune, eu cred că trebuiește depășit și trebuiește demers cu multă încredere, având atâta suport din partea cetățenilor, la crearea unei și urmarea unei idei de consolidare a societății noastre. Da, domnule Colminski, un an de zile, președintele Maia Sandu pe 24 decembrie. În primul rând, eu o respect foarte și foarte mult pe doamna Sandu. Eu cred că ea este practic probabil cel mai puternic politician în istoria independentă a Republicii Moldova. Eu cred că ea a reușit să seteze alt fel de standard în politica Republicii Moldova. O persoană care chiar, și eu pot să vă spun cu toate responsabilitate, chiar nu urmărește niciun fel de interes personal. E că acest lucru este foarte important pentru că noi nu am avut așa ceva la conducere de vârf în Republica Moldova și e super important. Eu cred că de acum încoace cam toți politicienii vor trebui să corespundă
acestui standard și acestor cerințe, da, care cumva vor fi înaintate vis-a-vis de un președinte. Dar desigur că și așteptările oamenilor sunt foarte și foarte mari și eu mă întreb în ce măsură aceste așteptări pot fi îndeplinite într-un termen atât de scurt. Dar fără doar și poate, doamna președinte Maia Sandu, ea chiar a definit un fel de perioadă politică foarte, foarte productivă și foarte intensă. Da, eu cel puțin am văzut, m-am uitat ieri pentru a realiza acest subiect și nu știu dacă am mai fost președinți care să fie aplaudați și să fie întâmpinați la conducere cu astfel de emoții și cu atâtea... încredere. Încredere, da. Și vedeți ce s-a întâmplat apropo cu instituția prezidențială. Uitați-vă, e foarte important să vedem ceea ce se întâmplă aici, dar asta este și o problemă, desigur, pentru că, fără dubii, ratingul politic a partidului PAS practic este rating politic a doamnei președintelui Maia Sandu. Mâine, stimați ascultători, vom continua această temă într-o ediție specială, cu totul specială, acolo unde vom prezenta mai multe aspecte despre activitatea președintelui Maia Sandu. Mâine avem o ediție la ora 18, o ediție specială la ora 18 și 10 minute. Cine sunt invitații, veți afla mâine în buletinele de știri. Eu vă spun o seară bună și vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de noi. Mulțumesc neapărat și invitaților mei, mulțumesc fostului deputat, dar și liderului, președintelui intermar al Partidului Democrat, Monica Papuc. Doamna Papuc, mulțumim pentru participare. Și analistului politic și fostului vicepremier pentru reintegrare, Vlad Culminski. Domnule Culminski, vă mulțumim și vă mai așteptăm aici, în cadrul în studioul Radio Moldova. Stimați ascultători, vă spunem o seară bună. Eu, Cristina Popescu, și de la regie Galina Madan, vă spunem numai bine. Aici Chișinău, Radio Moldova.